Bună ziua, dragi romașcani! Bun venit la conferința de presă a Alianței USR PLUS pentru lansarea candidaturii colegului nostru Radum Samson la poziția de primar al primăriei municipiului Piatra Neamț, roman și al echipei de consilieri ai Alianței USR PLUS. La Piatra Neamț am lansat candidatura colegului nostru Marius Irimia acum mai mult timp. Suntem foarte, foarte onorați că astăzi suntem aici cu un grup mare de oameni. Acum 4 ani, filiala USR Roman se năștea cu o participare timidă. Câțiva oameni se întâlneau pentru a face o schimbare la nivel național, plecând de la Roman, în județul Neamț. Iar acum suntem un grup foarte mare de oameni care dorim această schimbare. Iar în spatele acestei alegeri se află confirmarea că în județul Neamț și în Roman există mii de oameni, zeci de mii de oameni care doresc să ofere încrederea de participare la aceste alegeri Alianței USR Plus, iar la Roman, colegului nostru Radu Samson. La Roman nu suntem singuri, cum nu suntem singuri nici în județ, suntem mai puternici împreună cu colegii noștri de la Plus, de aceea în numele unității dintre USR și Plus voi da colegului meu Ionuț Corbu cuvântul pentru o scurtă prezentare despre unitate. Mulțumesc, Iulian! Bună ziua și vă mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi aici. În urmă cu un an și jumătate a luat ființă Partidul Plus, partid ce a reunit în jurul liderului său, Dacian Cioloș, oameni care au vrut să stea departe de politică pentru că au fost dezgustați de ceea ce se întâmpla în acel moment. Oameni însă care aveau un set de valori comune, și anume meritocrație, integritate și corectitudine. Am întâlnit pe scena politică un partener, USR, care e format din oameni ghidați după aceleași principii cu ale noastre. Astfel a luat ființă Alianța USR Plus. Alianța USR Plus, care în primăvara anului trecut a dat cea mai activă și cea mai eficientă delegație de parlamentari, de europarlamentari pe care România a avut-o vreodată în Parlamentul European. Acum acest proiect trebuie să continue. Trebuie să continue pentru că e nevoie în fiecare administrație locală de oameni integri, de oameni onești, de oameni care se pricep la ceea ce au de făcut. Eu m-am format și am profesat în mediul privat. În mediul privat, dacă o companie vrea să fie lider de piață în domeniul său, trebuie în primul rând să-și respecte clienții. Trebuie să-i asculte, să le identifice nevoile, iar apoi să vină cu un produs care să le satisfacă aceste nevoi. Cam așa e și în politică, doar că în politică clienții sunt cetățenii, iar cei care trebuie să-i asculte și să le vadă problemele sunt politicienii și oamenii din administrațiile locale. Iar produsul este viața noastră de zi cu zi, viața cetățenilor. De aceea USR Plus și-a propus să aducă în fața dumneavoastră o echipă de oameni corecți, noi în politică, integri și pregătiți în plan profesional pentru a oferi romașcanilor un viitor de calitate, un oraș la standarde europene în care tinerii să aleagă să rămână, iar vârstnicii să se bucure de calitatea vieții. Mulțumesc! Mulțumesc, Ionuț! Ne-am născut în Roman, am studiat în Roman, trăim în Roman. Romanul este un oraș frumos. Romanul este motorul economic al acestui județ. Dar Romanul este de asemenea și un municipiu care suferă. Suferă din cauza unor investiții făcute fără viziune,
unor investiții făcute fără calcule, și aici fără să exagerez, dau exemplu centurii ocolitoare nord-est, care arată incredibil de rău după 4 ani de la lansare. Administrația locală a făcut împrumuturi nejustificate pentru investiții care se puteau face mai bine cu bani mai puțini. Este un oraș cu prea puține spații verzi. Iar aici, în Roman, în momentul de față, există o încrengătură de interese obscure care împiedică dezvoltarea reală a acestui oraș. Același fenomen se poate descrie ca o replică și la nivel de județ Neamț. Județul este condus de către o persoană care nu are pregătire în acest domeniu, care n-a făcut niciodată management, macro-management, înainte să intre în politică, care nu are studii superioare calificate și care nu se prestează pentru această funcție. Noi la USR Plus prezentăm un candidat deosebit pentru președinția Consiliului Județean, Florin Zaharia. Florin este comandant de vas comercial, este ofițer marin, maritim, de 20 de ani. În ultimii 6 ani a condus vase enorme, de cel puțin 350 de metri, cu încărcături uriașe, valori de milioane de dolari, cu gestiunea a 10 de vieți umane, și a reușit mereu, pentru că este un lider, pentru că este un conducător și pentru că știe să conducă echipe, de aceea și noi îi acordăm încrederea de a ne reprezenta la Consiliul Județean. Florin Zaharia, ai cuvântul. Bună ziua, mulțumesc Iulian pentru prezentare și mulțumesc colegilor din Roman pentru invitația de a fi alături de echipa USR Plus din Roman la această lansare. Pe scena politică romașcană asistăm la un mare circ în prezent. În această nebuloasă, singura formațiune politică care a arătat consecvență și determinare este Alianța USR Plus, care și-a desemnat un candidat la primărie și o listă de consilieri în mod transparent, într-un proces democratic intern și nu prin numiri venite de la centru sau aranjamente de culise aranjate de cercuri de interese. Aceeași transparență și democrație internă sunt sigur că va fi pusă în practică și atunci când Radu Samson și echipa sa vor ajunge să conducă primăria și municipiul Roman. Singura politică pe care Alianța USR Plus o propune este politica cetățeanului, în slujba cetățenilor și nu a cercurilor de interese. Fiecare dintre noi a demonstrat, înainte de a intra în politică, că se poate realiza ceva în viață dacă ești serios, dacă ești cinstit și dacă ai determinare. Cetățenii vor fi pe primul plan. Cetățenii vor fi consultați pentru absolut toate proiectele care îi privesc. Am încredere în Radu Samson, am încredere în echipa Alianței USR Plus de la Roman, cum am încredere în toate echipele Alianței din toate comunele și municipiile, orașele unde vom candida în aceste alegeri. Și sunt sigur că împreună cu ceilalți colegi care vom face o echipă în Consiliul Județean, vom ajuta echipele locale pentru a implementa cât mai multe proiecte și pentru a aduce bunăstare tuturor cetățenilor, indiferent de orientarea politică. Pentru că acesta este crezul nostru, cetățenii sunt pe primul loc. Mult succes, Radu, și suntem o echipă care vom face schimbarea și la județ și la Roman. Mulțumim, Florin. Dragi romașcani, ne aflăm în fața unei primării fără primar. Într-adevăr, fără primar de drept, pentru că a fost declarat incompatibil. Suntem singurul partid parlamentar care a arătat responsabilitate, previzibilitate, care a respectat cetățenii desemnându-și candidatul
Radu Samson, încă din decembrie 2019. Suntem alianța care a desemnat candidatul comun, Radu Samson, din primăvara anului 2020. Avem constituită deja de mult timp o echipă care va conduce acest municipiu împreună cu Radu Samson. Avem program de guvernare. Ne-ați văzut pe străzile municipiului. Ați văzut oameni care intră în dialog cu cetățenii și care vor să afle problemele pentru a oferi soluții împreună. Suntem echipa câștigătoare la Roman la alegerile locale din acest an și toate acțiunile pe care USR Plus le-a făcut până acum, până astăzi aici, arată că suntem capabili să guvernăm acest oraș. Radu Samson, din inimă felicitări pentru depunerea dosarelor astăzi. Radu, ești un luptător. Ne-am întâlnit acum 4 ani, când împreună voiam să discutăm despre necesitățile municipiului și nu numai, și de atunci suntem o echipă. Radu Samson a fost singura prezență politică neparte a Consiliului Local ca reprezentând opoziția la Roman timp de 3 ani, pentru că aici nu există opoziție. Există o mare masă de oameni care votează după un anumit îndemn politic. Nu există altă culoare decât îndemnul politic al unui singur om. Radu Samson a fost omul care a împiedicat multe proiecte din afara Consiliului Local. De aceea merită să fie primar. De aceea noi toți îl susținem. Avem nevoie de o schimbare la Roman. Avem nevoie de o schimbare radicală și de reforme rapide. De aceea, înainte de a da cuvântul colegului meu Radu Samson, fac un apel la toate forțele reformiste din partide parlamentare sau neparlamentare care doresc o schimbare la Roman. Singura șansă reală, viabilă de a câștiga primăria este Radu Samson. Radu, ai cuvântul și toată încrederea noastră. Te rog. Bună ziua! Mă bucur că ați venit în număr atât de mare la conferința noastră. Scuze. Și cred că a venit momentul să înceapă o nouă eră pentru Roman. Am demonstrat prin activitatea mea civică și politică din ultimii 3 ani că nu mă tem de vechile forțe politice, că am curajul să cer respectarea legii atunci când firma de salubritate, Consiliul Local sau chiar primarul uită pe cine au datoria să deservească și că țin foarte mult la dreptate. Pentru că atunci când se face, dreptatea folosește tuturor. Aceste demersuri i-au convins că se poate face altfel de politică și pe colegii mei din echipa care mă susține astăzi la funcția de primar. Începând de azi, candidaturile noastre sunt oficiale. Deși termenul final de depunere al acestora este 18 august, eu și colegii am ales să nu așteptăm termenul final, pentru că la fel vrem să facem și administrație. Ca decidenți în administrația locală, vrem să fim prevăzători și pregătiți și să terminăm lucrările tot timpul înainte de termen. Venim în fața dumneavoastră mai pregătiți decât oricare alt competitor electoral, indiferent de vechimea sau de mărimea acestuia. Avem o echipă completă de 27 de candidați la Consiliul Local, cu pregătire, experiență și preocupări în cele mai diverse domenii. Fie că vorbim despre ingineri cu diverse specializări, petroliști, informaticieni sau mecanici, cum sunt colegii Cosmin Ancuța, Andrei Tamaș, Corneliu Bontaș sau Dan Furduiescu, de cadre didactice, în persoanele doamnelor Garlaciov și Emilia Chelar, de antreprenori respectați în domeniile lor, cum sunt Ovidiu Mărtici, Ovidiu Oprea sau Ionuț Corbu, ori de oameni care au făcut carieră în companii multinaționale, cum este Alimbus Dugan, în echipa USR Plus este loc pentru fiecare. Și avem totodată și electricieni, și psihologi, și hidrotehniști, avem cea mai diversificată echipă și nu avem pe nimeni care a făcut politică așa cum s-a făcut în ultimii 30 de ani.
Scopul nostru nu este să acapărăm puterea, ci să o punem în slujba comunității, pentru că din comunitate venim și noi. Și pentru asta am intrat în politică. Pentru că cei care au condus până acum au uitat că alegătorii sunt oameni cu nevoi și probleme, care plătesc taxe și impozite și în slujba cărora este sau ar trebui să fie statul. Oamenii de care am povestit mai devreme, împreună și cu ceilalți colegi rămași nemenționați, au contribuit la programul cu care ne prezentăm în fața romașcanilor. Cu 20 de milioane de lei noi am renovat politica necesită renovare. Am putea renova policlinica, am putea moderniza unul din cele două stadioane nefuncționale din oraș și am putea în același timp să construim și două din cele trei creșe pe care le avem în proiect. Nu sunt promisiuni electorale, sunt nevoi reale pe care orașul le are. Cei care au condus Roman în ultimii ani au cheltuit cei 20 de milioane de lei pentru modernizarea cu pavele a 10 de kilometri de trotuare din oraș, unele abia asfaltate în 2016. Cu toate astea, nu s-a înlocuit nici măcar un kilometru de conductă de apă. Deși conductele din subteranul orașului știm cu toții că sunt vechi de 20, 30 sau poate chiar 50 de ani. În același timp, câteva mii de locuitori ai cartierului Bălcescu ies din curte în noroi și în praf și plătesc impozite ca în capitală. Făcând aceste comparații între nevoile reale ale oamenilor și prioritățile îndoielnice ale celor care au condus primăria până acum, vă spun cu toată încrederea că anul acesta ar putea începe o nouă eră în dezvoltarea Romanului. Cu susținerea oamenilor și prin puterea de muncă a mea și a colegilor din Alianța USR Plus, împreună cu care candidez pentru Primăria Roman și pentru, pentru Consiliul Local, am putea începe acest nou capitol în dezvoltarea orașului nostru și în viețile noastre ale tuturor celor care trăim în Roman. Deocamdată este nevoie de un singur lucru din partea alegătorilor: să voteze Radu Samson la funcția de primar al municipiului Roman și Alianța USR Plus pe toate buletinele de vot. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. E greu de stabilit o prioritate unică și nici nu cred că are rost să discutăm de primul lucru pe care îl vom face, pentru că în clădirea din spatele meu și în aparatul de lucru al primarului lucrează câteva sute de oameni. Nu putem câteva sute de oameni să ne concentrăm pe un singur proiect. În perioada următoare vom ieși și vom distribui programul nostru în toate cartierele orașului. În program avem priorități pentru toate domeniile. Indiferent că discutăm de cultură, de sport, de sănătate, de educație, de infrastructură sau de orice alt domeniu sau orice altă preocupare în care romașcanii au nevoie de ajutor, toate problemele orașului și soluțiile la problemele orașului sunt cuprinse în programul nostru. Dacă vreți să vă zic de o problemă foarte urgentă, că e urgentă în general când vine momentul, cred că primul lucru care se poate face într-o lună de la preluarea mandatului ar fi niște toalete publice, de care ducem lipsă cu desăvârșire în oraș. E primul lucru care îmi vine în minte, dar credeți-mă, avem soluții pentru toate problemele și nu putem să lucrăm cu 200 de oameni din aparatul primarului și toți cei 700 de angajați în total din subordinea primăriei să lucrăm pentru rezolvarea unui singur proiect cu prioritate. Se lucrează pe fiecare direcție, pe fiecare departament pentru rezolvarea mai multor probleme în același timp. N-au fost probleme la dosarea. Pentru noi e prima dată când candidăm cu echipă de Consiliu Local. Am mai candidat la alegerile din 2017, dar doar pentru funcția de primar. Și
Membrii biroului electoral au considerat că este necesar și este necesar de altfel să verifice în paralel toate cele patru exemplare din dosarele originale cu candidaturile colegilor pentru Consiliul Local. Și sunt în fiecare dosar aproximativ 250-300 de foi. Care contracandidați? Avem deja Doamnei Teodora Baciu, urez mult succes. Am fost în situația în care este dumneavoastră acum, în urmă cu 3 ani, la prima candidatură. Știu că este un parcurs foarte greu și de aia are toată simpatia mea. Domnului Lucian Micu, din nefericire pentru dumnealui, nu pot să-i urez același lucru. Pentru că și-a bătut joc de bugetul orașului în ultimii ani și a îndatorat întreaga comunitate romașcană cu aproape 50 de milioane de lei pentru următorii 15 ani. Din acești bani au fost făcute lucrări care, din păcate, nu cred că vor ține mai mult de 5 ani. Și nu e normal să-ți cumperi telefon mobil în rate pe 10 ani, când el se devalorizează anul viitor. Cam asta a făcut domnul Lucian Micu. Faptul că el a plecat de la PNL la PSD nu cred că e o surpriză pentru nimeni. Cred, am toate motivele să cred. Și nu doar eu, sunt sigur că există mulți romașcani care sunt de aceeași opinie, că din păcate, la Roman, există un singur partid. În afară de Alianța USR Plus, există un singur partid și se rotesc când în echipa galbenă, când în echipa roșie, pentru a-și putea asigura controlul resurselor și deținerea puterii. Și asta se întâmplă de 30 de ani încoace, pentru că schimbări n-au fost, s-a văzut, s-a aruncat mingea puterii de la unul la altul, fiecare și-a bătut joc cum a putut de ea, fiecare a satisfăcut nevoile aparatului de partid așa cum au fost ele cerute de către sponsorii din campania electorală și pot să vă dau N exemple de concesiuni din oraș care demonstrează acest lucru, dar sunt sigur că fiecare știe pe cineva. Așa că despre candidatura domnului Lucian Micu nu pot să vă zic decât că este în primul rând o candidatură împotriva firii și împotriva legii. Dacă o lipsă de claritate a legislației îi permite totuși să candideze, suntem cu toții convinși, și asta poate să vă spună orice jurist, cred că și un student de anul 2 sau anul 3 la facultate, că domnul Lucian Micu nu va putea duce până la final mandatul de primar, pentru că nu are dreptul până în 2023 să ocupe nicio funcție publică. Și în cel mai fericit caz, pentru domnia sa, bineînțeles, va câștiga alegerile, Agenția Națională de Integritate va deschide o nouă contestație împotriva domnului Lucian Micu și după jumătate de an sau maxim un an vom avea din nou alegeri parțiale. Am mai trecut odată prin alegeri parțiale când mentorul domnului Micu, domnul Laurențiu Leoreanu, a abandonat orașul și a fugit în Parlament. Trebuie subliniat că aceste alegeri locale, alegerile locale parțiale după eliberarea înainte de termen a funcției de primar, se organizează pe cheltuiala bugetului local și a tuturor romașcanilor. Sigur că da. În momentul de față nu există niciun caz de primar care să fi venit și să fi fost acceptat de către Alianța USR Plus. Nu. Sau depinde care sunt circumstanțele în care vin, că dacă au circumstanțe atenuante foarte bune, pot reprezenta o excepție, dacă sunt independenți, pot reprezenta o cerere de adeziune care se desfășoară în modul cel mai normal, dar în momentul de față nu există niciun asemenea caz în județul Neamț. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări, ok, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru prezență.